Bună dimineața, numele meu este Răzvan Stancu și împreună vom parcurge astăzi un subiect care se referă la un modul din AutoCAD și Set Manager. O să prezentăm acest modul trecând prin câțiva pași. Vom arăta cum se creează un fișier și set template, cum conectăm un indicator de template-ul și set și cum se populează cu anumite atribute, cum vom putea crea etichete pentru vederi și un bordeu de desene, apoi cum vom putea defini paginația pentru a publica acest desen, fie în format PDF, TWF sau trimite la plotter. Acest modul, New Sheet Set Manager, este creat cu următorul scop: să se creeze geometria model în spațiu model, în fișierele TWG, așa cum ne-am obișnuit și până acum, cu tot cu referințe externe, cu referințe externe nested, dar focusul nostru să fie pe fișierul DVG și pe model, nu pe partea de paper space, pe layout. Încercăm să uităm că există și un spațiu layout. Apoi, din ceea ce se numește și Set Manager, vom crea planșe, una sau mai multe. Aceste planșe vor fi fișiere DVG care vor avea activ tabul layout. Este pur și simplu denumirea planșei din acest browser va fi un shortcut către layout-ul din fișierul DVG respectiv. Vom deschide această planșă, da, acest sheet din fișierul DVG și vom adăuga pe această planșă diverse, să spunem, resurse, adică vederi pe care le vom defini anterior în partea de model în fișierele externe. Prin urmare, această paradigmă sheet set a fost, sau intenția pentru care a fost ea concepută, a fost să colecteze informații din proiect, din alte surse care sunt în spațiu model și asamblate în partea de sheet layout, respectiv unde avem chenare, viewport-uri, note, etc., detalii. Prin urmare, aceste obiecte vor rezista în model space, în fișierele care vor fi externe atașate acestor planșe. Apoi vom adăuga sau se adaugă informații acestor layout. Sunt informații care se referă odată la tot setul de layout-uri sau informații care sunt specifice anumitor planșe. Aceste informații vor putea fi apoi folosite în indicator sau în aceste planșe. Primul pas pe care îl vom executa este să creăm un new set de planșe. Iar asta se poate face plecând fie de la un template, aici se numește Example Sheet Set, fie plecând de la desene existente. Singura, să spunem, limitare tehnică este că fiecare planșă din lista de planșe va pointa direct către un layout în fișierul DVG, dar vom putea avea practic și mai multe layout-uri într-un desen în care vom putea să importăm aceste planșe. De regulă se importă un singur layout, dar practic se poate importa și mai multe. Nu există niciun motiv tehnic de ce n-am putea avea mai multe planșe într-un desen. Totuși, best practice-ul, să spunem, al modului de lucru cu și setul spune să avem un singur sheet pe fișier DVG. Poate un avantaj ar fi că asta va permite mai multor utilizatori să lucreze pe mai multe planșe în același timp, pentru că cum avem mai multe planșe în același desen, va fi mai dificil ca mai mulți user să lucreze pe planșe diferite ale aceluiași fișier AutoCAD. Prin urmare, un sheet cu un layout și acolo vom putea adăuga diverse informații externe. Acest Sheet Set Manager se lansează cu comanda SSM sau Control 4 sau îl găsiți și pe Ribbon. Prin urmare, vom crea un set nou. Pentru asta avem nevoie de un fișier deschis, oricare ar fi el, lansarea comenzii SSM, afișarea acelui browser și comanda new din această interfață. Am făcut un mic zoom pentru a vedea mai bine. Se lansează acest dialog în care avem plecarea de la un fișier exemplu, adică un template de sheet seturi. Acest exemplu așa s-ar traduce. Există câteva făcute în AutoCAD, două pe arhitectură, două pe infrastructură și două pe mecanică, sau bineînțeles unul blank. Înăuntru sunt niște seturi predefinite pentru a putea fi mai ușor să refolosim aceste informații la mai multe proiecte.
Vom lua un civil metric, pur și simplu pentru acest exemplu, îi vom da un nume și avem undeva mai jos o descriere și locația fișierului DST pe care AutoCAD îl creează în acest moment. Opțional, putem să folosim structura de foldere pe care acest set o are sau nu. În cazul de față o să-l folosim și mai există o listă de proprietăți în care o să intrăm mai târziu mai în detaliu, în care, sau printre care vom putea să revedem template-ul de la care pleacă fiecare planșă pe care vom crea în acest set și o listă de proprietăți a setului respectiv. Avem un rezumat, un raport și apoi automat se creează respectivele subseturi în setul nostru. Setul se numește Webinar Mam, în el regăsim diverse subseturi. Aceste subseturi se pot redenumi, iar fiecare subset în parte are, bineînțeles, partea de template atașat. Următorul pas este să ne folosim de un fișier AutoCAD pentru a crea indicatorul. Indicatorul va conține chenarul și cartușul împreună cu un grup de atribute care vor fi ulterior mapate către proprietățile setului de fișiere. În acest scop, vom deschide un fișier existent. Acest fișier va conține, cum spuneam, un minimum de informații necesare. Este un fișier AutoCAD care conține un bloc. Blocul conține atribute, sunt informații cu care sunt sigur sunteți familiar. Vom încerca să pregătim acest fișier ca și template și o să salvăm în zona de proiect în care vom salva toate fișierele care țin acest proiect. Voi crea un folder cu denumirea planuri și voi da un nume oarecare planșe respective, să spunem planșă 1. Odată ce am salvat acest fișier în zona noastră de proiect, rămâne să facem un click dreapta pe tab și să adăugăm acest sheet, acest layout, ca planșă în browserul nostru, în Sheet Set Manager. Aici avem un rezumat, putem să adăugăm și alte desene. Putem să punem un prefix în numele fișierului și să generăm respectivul fișier. Cu drag and drop îl putem ușor rearanja în Sheet Set Manager și bineînțeles putem să facem o redenumire sau renumerotare a acestui fișier după ce am importat acest layout în proiectul nostru. Rename and Number, sigur putem să o și scoatem, ne ajută să redenumim această planșă, cel mai corect. Avem un titlu care este una din proprietățile care se vor putea apoi pune în bordeaux de desene sau undeva în indicator. Apoi putem să jonglăm cu partea de prefix sau cu alte informații și vom observa că și layout-ul din fișierul respectiv este automat redenumit conform ceea ce am efectuat în partea de Sheet Set Manager. Va trebui să ne creăm acele proprietăți pe care ni le dorim și pe care să le putem mapa în acest indicator. Proprietățile sunt de două tipuri, unele se aplică pe întreg setul de planșe, prin urmare schimbarea respectivei valori se va reflecta în absolut toate planșele noastre, iar celălalt tip de proprietăți se vor reflecta numai pe un sheet anume. Acele proprietăți vor fi trebui completate, prin urmare, pe fiecare planșă în parte. Și imediat vă arăt cum se creează aceste proprietăți. Pe partea de sheet set vom avea cu clic dreapta partea de proprietăți și observăm deja în acest set pe care noi l-am creat dintr-un template că există deja create niște proprietăți. Unele sunt la categoria Project Control și altele sunt la categoria Sheet Set Custom Properties. Iar aici putem să vedem clientul, adresa, numele proiectului, numărul proiectului. Dacă le ștergem, vom putea observa că le dispar pur și simplu din această fereastră de proprietăți. Însă cele din Project Control rămân, ele nu se șterg. Și vom putea să ne creăm noi propriile noastre proprietăți.
Și aici am creat o serie de proprietăți. Unele sunt, spuneam, pentru planșe, unele sunt pentru întreg setul. Am preferat să le denumesc cu 0102 în față pentru a le avea în anumită ordine, altfel programul le ordonează alfabetic. Și de asemenea ce vă recomand este să-i dați o valoare chiar dacă este space, o valoare implicită, pentru că astfel o să vedeți mai târziu, nu o să putem să le mapăm cu proprietățile din indicator. Odată ce le-am creat, ele apar în partea de custom properties și le putem schimba din acea zonă, o să vedeți un pic mai târziu. Aici o să continui crearea de proprietăți. Odată am creat pentru partea de sheet-uri, două dintre ele, nu sunt foarte multe. Și mai creat o parte de proprietăți pentru tot setul. De exemplu, dacă vă uitați în cartuș, vă dorim să completăm automat denumire, număr de sen, titlul proiectului și acolo avem două rânduri pentru denumirea sau deschiderea desenului, planșe respective, și avem două rânduri pentru partea de proiect. Prin urmare, am creat două proprietăți pentru denumire, i-am zis rândul 1, rândul 2, și două proprietăți pentru proiect, iarăși le-am zis proiect rândul 1, rândul 2. Și le-am dat la toate o valoare blank, puteți să lăsați și o valoare implicită ca să le și vedeți, pentru că în momentul în care o să le mapăm cu partea de indicator, fiind un spațiu, nu o să puteți să vedeți valoarea pentru acele proprietăți. Suplimentar am mai creat un total planșe pentru tot setul și am mai creat o scară de sen care, mă rog, poate să fie pe per planșă, dacă diferă, sau poate să fie per tot setul, dacă toate planșele unui set vor fi toate la acea scară. Totul depinde cât de multe planșe dorim să intrăm pentru a completa acele informații. Apoi deasupra mai există un tabel de revizie în care am un număr, o descriere și o dată, care și ele sunt câteva proprietăți pe care o să le mapăm imediat în partea de indicator sau cartuș, dacă doriți cartuș. E tot același lucru. O parte din proprietăți, și o să o revedem și pe aceea, există deja făcute în AutoCAD pe partea de seturi. Aceste proprietăți sunt predefinite de către cei de la Autodesk, deci putem să le folosim direct, titlul desenului, de exemplu, sau alte informații, data și așa mai departe. Sunt informații pe care o să le regăsim acolo. Bun. Apoi trebuie să conectăm aceste proprietăți pe care le-am definit pentru set sau pentru planșă cu cele pe care noi deja le avem în atributele din desenul pe care l-am adus, cel care conține blocul cu chenarul și cu cartușul. Această mapare se face sub forma unor fielduri în care vom înlocui simple noastre atribute pe care de obicei le completăm de mână cu informațiile care vin din acest set de planșe. Cum se vede în imagine, în partea de fielduri din AutoCAD vom regăsi o zonă dedicată pentru aceste seturi. Acea zonă se numește chiar Sheet Set, unde vedeți acolo Field Category All. O să putem să filtrăm numai pe partea de proprietăți care vin din partea de planșe. Cele create de noi se găsesc la partea de Custom, respectiv Current Sheet Custom sau Current Sheet Set Custom, iar restul dintre ele le puteți lua direct din lista de proprietăți, Project Face, Project Name și așa mai departe. Inclusiv data puteți să o folosiți din acest set. Și haideți să vedem și cum putem să conectăm aceste informații venind dinspre partea de seturi. Odată ce am adus și am creat acest mic desen în care avem indicatorul nostru, putem să edităm atributele existente în acest indicator. Primele două dintre ele sunt atribute multi-line, ele sunt pe două rânduri, atât cel de sus cât și cel de jos, adică desenul și proiectul. În restul de atribute, dată, desenat, verificat și așa mai departe, sunt atribute care sunt normale, single line, să spunem. Editându-le aceste atribute sau valorile lor, putem să le conectăm
cu câmpurile respective de care spuneam mai devreme. Aici avem o selecție sau o filtrare pe partea de seturi, iar la zona de custom vom regăsi jos exact ceea ce noi am definit ca și proprietăți. Dacă ele nu au nicio valoare atunci când am definit, nu o să le puteți să le vedeți în lista de rulantă de jos. De asta vă recomand fie să le puneți o valoare implicită, fie pur și simplu să le dați un space. Prin urmare, acolo avem un space, de-aia nu-l vedem, pentru că l-am înlocuit și o să conectăm atât primul rând, cât și cel de-al doilea cu valorile pe care le-am definit un pic mai devreme. Și același lucru o să-l facem și pe partea de project, unde avem iarăși două rânduri de informații. Poate să fie numărul proiectului, denumirea proiectului, clientul, beneficiarul și așa mai departe, informații pe care le dorim să le amplasăm. Este numai un exemplu. Fereastra de fielduri este nesă specială, este fereastra de fielduri uzuală a AutoCAD-ului, numai că în lista mare de proprietăți putem să accesăm acele informații de la chipset. O să dau un simplu regen și o să încep să completez informațiile direct din setul de fișiere. Cele pe care le-am făcut mai devreme sunt informații care se reflectă pe tot setul de planșe. Numai desenatul și verificatul sunt niște informații care sunt pur și simplu dedicate fiecărui planș în parte. În urmă, aceste informații vin automat completate din partea de proprietăți. Asta înseamnă că dacă avem, nu știu, 10, 20, 50 de planșe în acest set, vom putea să propagăm aceste informații la toată dată, numai completând în partea de proprietăți. Avem și un tabel de revizie care și el are similar niște atribute, ele sunt blank, n-au nicio valoare, o să dau niște valori numai ca să le pot să le văd în interfață, deși nu e neapărat nevoie, dar pentru a fi mai clar asupra căror rânduri vreau să fac modificări, am afișat respectivele, sunt două rânduri de atribute acolo, două rânduri de revizii. Apoi, pentru cele care sunt single line, putem direct din această interfață să selectăm valoarea pe care am introdus-o și să-i conectăm câmpul respectiv, pe care îl citim la fel din setul de proprietăți, fie al setul întreg, fie al unei anumite planșe. În cazul nostru, revizia iarăși este făcută pe tot setul, rămâne la latitudinea fiecăruia dacă dorește să aibă revizie separată și să completeze de acolo, sau pur și simplu să lase un câmp liber și să nu-l mapeze pentru partea de seturi. Bun, am mapat inclusiv numărul total de planșe, am mapat partea de informații care țin de set, aici trebuie să accesăm alt set de proprietăți pentru a accesa acele informații care țin numai de planșa respectivă și care se vor completa pe planșă. Era vorba de cele două proprietăți desenat și verificat, respectiv scara desenului, numărul desenului și în ultima instanță data. Aici, sigur, rămâne ca fiecare să-și decidă care sunt acele informații pe care vrea să le transfere din tot setul către planșe și pe care dorește să le lase fie ca și atribute simple, fie pur și simplu ca text pe care să-l completeze ulterior de mână. Data aici am pus Project Milestone, este una din proprietățile din Project Controls, dar își puteți să puneți data desenului sau data revizie sau alte informații pe care doriți să le afișați acolo. Nu uitați că sunt informații care le puteți mapa din, nu numai din setul de planșe, din sheet set, ci și din celelalte proprietăți. Partea de filtruri de categorie este mult mai mare decât ceea ce am filtrat aici și care se referă strict la setul de fișiere. Bun, după mapare, informațiile sunt modificate în cartuș. Ele, spuneam, sunt modificabile din partea de proprietăți. De exemplu, dacă vrem să schimbăm denumirea planșei, pur și simplu intrăm rename, rename, am schimbat, am dat un regen și am obținut asta și pentru că fișierul deja deschis, noua valoare pentru indicatorul. Da, scara se poate scrie așa pe două rânduri pentru că trebuie să definim atributul ca atare. Trebuie să fie un atribut care să fie multi, numai că atunci veți avea nevoie de două valori pentru acel atribut. Bun, aceste informații se revăd în Properties, acolo putem să le schimbăm. Eu le-am șters pentru a salva acest desen mai departe ca template.
astfel încât de câte ori creezi un sheet nou, el să plece de la acest template. Și asta o să vedem imediat în pasul următor, în care o să mergem pe partea de secunde, în care vom crea cele două template-uri. Unul este template-ul de AutoCAD, care îl știți, este cu extensia WT. Și unul este cel DST, care este template-ul de sheetset. Noi plecasem de la Civil Metric în acest caz, dar putem să ne creăm propriul nostru template pentru sheet-uri care să conțină deja în el aceste informații. Trebuie să le creăm de fiecare dată. Ca și locație, partea de fișiere DST se regăsesc la un loc cu fișierele template AutoCAD, iar celelalte template-uri se regăsesc într-un subfolder al acestui folder mare care se numește sheetset. Deci, da, sigur, puteți să le schimbați locația unde doriți. Prin urmare, să trecem un pic și prin acest mod în care putem să le salvăm. Nu este ceva neapărat complicat. Pregătisem acest desen pentru partea de template. O să-l salvez. O să-l scot din partea de sheetset, pentru că nu trebuie deocamdată în sheetset. Vreau să fac din el un template și, bineînțeles, o să-l salvez cu extensia DWT pentru a avea acest document ca și template. O să-i dau un nume diferit. Vedeți și aici locația în care găsiți template-urile din AutoCAD. O descriere, e recomandat să o aveți pentru a ști ce e cu acel template. Și apoi va trebui să mai creăm template-ul care ține de color set. Acest template veți acolo se numește Webinar Mam în cazul nostru. În spate este un fișier DST. Ce putem face este să redenumim subseturile pe care le-au creat cei de la Autodesk sau să ne creăm noi propriile noastre subseturi. Dacă le veți în românește, de exemplu, sau vreți altele, se pot schimba ușor și salva odată cu acest template. Una din opțiuni, nu știu cum se vede pe această fereastră, este Sheet Creation Template, adică când voi crea o planșă în acest subset, în acest subfolder, programul automat îmi va crea acea planșă plecând de la template-ul respectiv. Mai există și opțiunea să bifăm, să ne întrebe la fiecare creare de planșă nouă ce template dorim să folosim pentru a genera acea planșă. Este ultima dintre opțiuni care se numește Prompt from Template, unde acolo este nou, dar puteți spune Yes. Și în momentul în care puneți Yes, eu am pus un pic mai târziu, vi se cere la crearea fiecare planșe noi și care template-ul pe care să-l folosească pentru a obține acel fișier, acel layout. Bun. Apoi ce aveți de făcut este să vedeți unde este fișierul DST. Eu l-am închis pentru a nu-l lăsa deschis în interfață și îl redeschid după aceea. Apoi în Options mă uit unde sunt salvate template-urile de AutoCAD, îmi copiez această locație care este în profilul meu de utilizator și o să deschid două ferestre de Windows Explorer. Una în care am fișierul pe care l-am făcut mai devreme, DST, și cea a doua unde vreau să copiez fișierul ca să-l am ca și template. Vă spuneam că este exact în același loc în care AutoCAD-ul ține template-urile proprii. Prin urmare, am DWT-ul salvat în locul în zona de template-uri și DST-ul. Și ca să și-l testez, o să creez un template sau un sheet set nou, plecând de la propriul meu template acum, pe care deja programul recunoaște fiind copiat de mână în locația respectivă. Și automat voi avea create subseturile cu același nume, acesta este test, iar în acest test voi avea deja definite proprietățile pentru set și proprietățile pentru fiecare planșă în parte și de aici încolo nu trebuie decât să lucrez, să încep să îmi construiesc planșe și să folosesc ceea ce am făcut și mai devreme. Bun, apoi page setup-urile pe care suntem obișnuiți să le facem în zona de layout-uri, putem să le definim și aici în template. Putem să avem mai multe, să spunem, paginații în cadrul aceluiași desen. Un avantaj ar fi că am putea să
trimitem la plot sau la PDF toate planșele, fie în formatul lor original, în care au fost făcute, A1 și așa mai departe, sau l-am putea publica într-un format redus, adică să le modificăm scara și să le printăm toate, de exemplu, 1A3. De multe ori, pentru verificări, nu e neapărat nevoie să, dacă se vede suficient de bine, să plotăm la scara reală, ci putem să plotăm la o scară mai mică desenele și să nu e nevoie să folosim atât, să așteptăm nici atât de mult după ele. Bineînțeles că aici numai PDF-ul, poate să fie o altă imprimantă, poate să fie un alt format. Deja cred că fereastra de plot este destul de familiară. Acest lucru se face tot așa cel mai ușor în partea de template. Pentru asta o să deschid fișierul DWT sau puteți să deschideți un DVG separat. Important e ca în zona de page setup să creați respectivele paginații. Eu am reimportat aici fișierul inițial, l-am deschis și l-am readus în planșe, în zona mea de test, pentru că sunt deja pe proiectul nou pe care l-am făcut. Iar în zona de template, pe care o să deschid imediat, o să modific partea de paginație. Fișierele acestea în seturi puteți să le deschideți sau să le adăugați pe cele existente, cum am făcut eu mai devreme, sau puteți să le creați de la zero direct în acest mod de sheet seturi. O să deschid template-ul. Am deja copiată calea către el. Puteți să schimbați și jos extensia de WT și autocasare direct în, în acel subfolder. Și în acest DWT o să intru în partea de page setup pentru a crea, n-am făcut decât o singură paginație în plus, am un A1, un PDF și am mai creat un A3. Deja de aici cred că sunteți obișnuiți cu sistemul, nu insist foarte mult, o să numai schimb partea de paginație, schimb hârtia, trebuie neapărat să avem layout în partea stângă, iar scara sigur va trebui modificată astfel încât desenul să intre pe formatul respectiv. Trebuie să dați și un to fit ca să vedeți mai ușor cam care ar fi partea de paginație. La mine cred că este 1:2 dacă nu mă înșel. Pe partea de planșă. 1:1 și după aia funcție de planșa pe care o să alegeți să aveți 1 sau 2 sau depinde de pur și simplu de formatul pe care vreți să încadrați respectiva planșă. Bun. Pasul următor ar fi să ne folosim de aceste setup-uri de pagină pentru a putea direct publica planșele, un subset al lor sau toate planșele în același timp direct din acest sheet set manager. Pentru că ne permite prin comanda publish să alegem page setup override și să folosim unul din cele 2, 3, 5 câte formate de pagină avem definite în acest template. Această fereastră seamănă destul de mult cu partea de publish. Avem câteva elemente predefinite, publicare în DWF, sunt PDF sau direct la plotterul care e definit în fiecare fișier în parte, sau acest page setup override care mă ajută, cum spuneam mai devreme, să plotez tot setul de desene din formatul A1 pe A1 sau din formatul A1 pe A3 sau depinde cum doresc să-mi organizez partea de plot. Și aici mai avem ceva și anume generarea unui border de desene. Există o comandă care ne generează acest tabel cu lista de planșe, de cele trebuie să fie incluse în acest sheet set. Și din fiecare planșă programul va citi anumite informații pe care sigur eu le decid în partea dreaptă și ele vor fi amplasate sub formă tabelară. Suplimentar mai avem un tab acolo care se numește subsets, subsets în sheets, în care îmi dă voie să selectez dacă nu vreau întreg setul de planșe, din care set de planșe doresc să obțin acel border. Și aceste două funcționalități sunt dispuse amândouă în aceeași
același prezentare. Aici am făcut suplimentar încă o planșă pentru a avea cel puțin două planșe și a realiza un plot cu ambele în parte. Aceste planșe, sigur, au propriile lor proprietăți și aici nu o să vedeți decât partea de proprietăți care țin de planșe, respectiv jos aveți desenat verificat, nu o să vedeți toată gama de proprietăți. Puteți selecta tot subsetul sau tot și setul de sus și în Page Setup Overrides va apar acele setup-uri de pagină pe care programul le-a găsit în partea de template. Și bineînțeles, în background sunt plotate pe formatul respectiv cele două planșe împreună. În cazul de față sunt setate pe același PDF și vor fi automat scalate pe o anumită scară. Pentru partea de amplasare a listei, a borderului, există comandă separată. Această comandă generează pe stilul standard o anumită configurație. Eu obișnuiesc să fac o copie, îi spun border desene. Iar aici, în partea de tabel, putem să alegem orice proprietăți dorim din lista de proprietăți care țin de planșe, nu care țin de top set. Avem denumirea planșei, avem numărul planșei de scriere sau puteți să jonglați cu mai multe proprietăți. Iar în acel tab putem să selectăm de unde dorim să creăm acest set și vom obține un tabel care va avea exact informațiile care țin de aceste planșe. De fapt, și vede că aceste informații care sunt câmpuri sunt cu gri pentru că ele provin din partea de field. Sigur, dacă schimbăm denumirea, numărul sau alte informații din planșe, va trebui să executăm comanda update sau download from source pentru a avea o recitire din toate planșele și a avea un update pe întreg tabelul nostru. Și cam până aici ar fi partea de organizare, adică de crearea proprietăților, crearea subfolderilor sau subseturile, de definirea template-ului și canarului plus cartușul, proprietățile de care avem nevoie, crearea template-ului de atât de sheet set cât și de template de AutoCAD din care vom putea să sau unde vom putea să amplasăm modele. Următorul pas ar fi cel de a crea vederile din desenele pe care noi le-am creat. Ceea ce se numește model views în acest sheet set. Pe partea dreaptă se văd niște, să spunem, taburi, să le spun, verticale. Primul pe care am stat până acum s-a numit Sheet List, următorul este Sheet Views și mai jos de ele o să găsim Model Views. Deci avem trei tipuri de informații pe care le putem organiza în acest browser. Ceea ce vezi acolo, lângă desene cu gri, unde scrie North, South sau Arial, sunt vederi din spațiu model. Aceste vederi din spațiu model le vom putea, după ce le-am creat, să le amplasăm pe planșele noastre. Și asta este ceea ce vreau să vă arăt, cum putem să creăm, după care o să trecem și pe partea de pus aceste informații în planșă. Bun, o să schimb un fișier AutoCAD care se află în cu totul altă locație. Acest fișier AutoCAD este un model cu suprafețe. Nu o să fac decât să merg la meniu View și să creez două vederi în spațiu model. Asta e o funcție care ține de AutoCAD. Avem o vedere nouă cu un anumit nume, să spunem Nord, și o anumită zonă din model. Mă va ajuta odată numai să o pun în planșă, ci și să mă ducă repede la această zonă atunci când voi accesa din acel browser vederea respectivă. Și o să fac două, nu o să stau foarte mult, una va fi de Nord și una va fi din Sud, numai ca să, ca exemplu, puteți aveți detalii în acest caz. Pe care se amplasă pe planșă, pot fi detalii de sudură, pot fi detalii de diverse zone din model, etc. Sunt diverse posibilități. Bun, odată create aceste vederi, ele se vor regăsi pe lista de vederi în View Manager și odată cu aceste vederi este salvată și scara. Deci e important să setați annotation scale-ul pentru respectiva vedere, pentru că această scară rămâne fixă, nu se mai poate modifica. Apoi trebuie să-i spunem acestui set că noi avem niște fișiere de model în altă parte și prin comanda Add Locations îmi pot adăuga folderul sau folderele sau subfolderul respectiv unde eu îmi țin fișierele de model pe care lucrez.
Deci poate să fie un fișier, un subfolder sau poate să fie tot folderul mare. Funcție de ce aleg, voi regăsi acea structură în acest browser pe partea de model views. Iar în cazul acestui fișier pe care l-am deschis mai devreme, voi vedea foarte ușor acele vederi pe care tocmai le-am creat. Simplu click pe ele mă duce în zona respectivă a acelui fișier și voi putea în pasul următor să și amplasez aceste vederi pe planșe. Dacă desenul AutoCAD este închis, în momentul în care fac dublu click pe acea vedere, nord sau sud, AutoCAD deschide inclusiv fișierul și mă și duce cu zoom în zona respectivă. În urmare, pot să am aici o listă lungă de vederi din mai multe desene AutoCAD și pe care le pot accesa dintr-un singur loc, pentru că nu mă interesează unde e desenul, pentru că AutoCAD știe să mi-l deschidă singur și mai mult îmi face și zoom în zona de, în zona de interes. Și revenind la fișier, la PPT, următorul pas, spuneam, ar fi de a pune aceste vederi pe care le-am creat în partea de planșă. Și mai mult, voi mai avea și o zonă de a crea diverse blocuri care să constituie etichetele pentru aceste vederi. Numai aici am grupat două același prezentare, partea de amplasare acestor vederi pe planșă, care nu e ceva complicat. Și jos vedeți un bloc care are câteva atribute, care poate să citească titlul vederii, numărul vederii și scara viewport-ului, e vorba de scara pe care am citat-o un pic mai devreme în cadrul vederii. Ne apropiem ușor, ușor de final, vă mai țin foarte mult. Putem spuneam să avem și detalii diverse, aceste detalii vor constitui și ele diverse mici vederi pe care le putem să le amplasăm în zona respectivă. Bun. Avem un bloc care se numește view block. În acest bloc spuneam că avem niște atribute și un desen. Acest bloc nu are definit unitate de măsură, iar scala este 1 la 100 care se corespundă scării din vederile noastre. Apoi o să vedeți, poate să iasă mai mare sau mai mică modelul. Acesta este numai un fișier AutoCAD separat care conține numai acest bloc. Poate conține mai multe blocuri, pentru că o să vedeți, AutoCAD îmi dă voie să pun pe listă mai multe blocuri și să schimb alternativ eticheta pe care o voi pune unei vederi sau alta. În partea de proprietăți pe set avem o secțiune separată care se numește Label Block for Views. În acest Label Block for Views voi spune AutoCAD-ului care este blocul pe care eu vreau să-l plasez ca etichetă pentru vederile mele. Acest fișier, spuneam, poate să conțină mult mai multe blocuri. Și o să avem o listă prin care putem să alegem blocurile pe care dorim să le folosim. După ce am spus care este eticheta pe care vrem să o definim, blocul respectiv pentru ea, deschidem una din planșe care n-ai decât chenarul și cartușul pe ea. Apoi mergem pe lista de vederi din model pe care am făcut mai devreme, dăm comanda Place Sheet și cu scara 1 la 100 voi obține respectiva vedere, exact cum am definit-o în fișierul ei sursă. Iar atașată de această vedere, jos o să vedeți că vine exact eticheta pe care am definit-o un pic mai devreme, în care copiază numărul, denumirea și scara vederii respective. Și la același lucru pot să-l fac cu cealaltă vedere. Prin urmare, odată ce am creat în model aceste vederi, nu rămâne decât să deschid desenul cu planșă și acolo să-mi arunc vederile pe care le-am creat. Bun. După ce mi-am generat un set de planșe care conțin fiecare un număr de vederi, voi putea să arhivez desenul, proiectul respectiv, să spunem, poate fie o arhivă zip sau poate să fie prin simplu o copiere într-o altă locație de pe hard disk sau pot să îl pregătesc pentru a-l transmite pe mail sau pune pe un FTP. Cele două comenzi sunt similare, între ele diferă numai, o să vedeți, setările, dar de fapt ambele fac cam același lucru, construiesc o copiere sau un zip din toate planșele pentru a le avea sub o formă arhivată sau pur și simplu să le pun pe mail. În această arhivă nu intră numai desenele, atât cele care au vederi, cât și cele care conțin planșele, ci intră inclusiv setările, template-ul,
tabela de culori, dacă folosesc PC3-ul de la imprimantă și așa mai departe. Deci este un, să spunem, un backup sau o copiere un pic mai mare decât mai extinsă. Apoi jos aveți, o să aveți imediat și un view report în care puteți să vedeți și ceea ce copiază programul. Acele informații se pot salva și se pot copia și ele separat împreună cu zip-ul. Comanda e simplă, avem archive. În cadrul comenzii programul citește toate pașile pe care le am, mi-arată arborele de fișiere cum sunt organizate și o listă, un tabel cu toate fișierele pe care le va include în acest zip. Setup-ul arhivei îmi permite să creez un folder fără nearhivat sau nu arhivat, să schimb formatul fișierului AutoCAD și iarăși e important dacă le trimit pe mail, de exemplu, cuiva care are o versiune mai veche, să păstrez structura de foldere, să le plasez toate la un loc, să exclud referințele externe și așa mai departe. Sunt diverse setări pe care le pot crea. Și apoi, într-un timp interval relativ scurt, programul creează această arhivă. Partea de transmitere, de e-transmit, este foarte similară, arată aproape la fel. Numai că aici avem alte setup-uri care țin de modul de zipare, de pujare a desenelor. Și putem să creăm mai multe astfel de setup-uri pe care să le configurăm diferit și în momentul în care facem această adunare și salvare de fișiere în externul setului nostru de planșe, să pot alege care e acel set de configurații care mă interesează. Iar acesta este lista, raportul pe care pot salva separat. Și la fel se creează un pachet pe care, bineînțeles, după aia pot să-l, pot să-l trimit mai departe. Și cred că am ajuns aproape de final. Un ultim pas pe care l-am avea de făcut în acest caz ar fi să putem publica desenele. O parte am mai arătat-o și un pic mai devreme. Vedeți că aici aveți mai multe variante. Aveți includerea unui stamp pentru plot. Puteți să publicați în ordine inversă setul de fișiere. Puteți să editați chiar de aici setările. Puteți chiar de aici să faceți pe setup-urile, să vă generați setup-uri noi dacă nu aveam a 3 și vrem a 2 și așa mai departe. Este un shortcut destul de rapid pentru partea de publicare. Ceea ce nu am inclus în această prezentare, dar puteți vedeți pe lista de comenzi, este și partea de resave all sheets, care vă face un refresh și vă resalvează toate planșele în același timp. Bun, și cu asta ajung la un ultim video de astăzi, care este partea de publish, care nu este deloc complicată, pur și simplu pe lista de planșe pe care o avem în acest browser, mergem și creăm direct un publish, aveți și niște comenzi mai sus puse ca și shortcut. Puteți să trimite direct la plotter, puteți să alegeți unul din override-urile de mai devreme. Spuneam că puteți să le faceți chiar de aici și să le schimbați, sau să le alegeți din lista respectivă. Puteți să editați care fișiere vor fi plotate din set. Și bineînțeles, puteți să publicați direct de aici setul respectiv. Sunt diverse setări care țin de modul sau lista de fișiere care va fi trimisă mai departe către imprimantă, PDF, DWF sau ce doriți să trimiteți. Și bineînțeles, e un proces care merge în background, un sat dialogul se meargă ca să vedeți că programul a început în background să execute și să creeze partea de plot. Bun. Spuneam ca și un rezumat. Odată, partea importantă acestor și seturi este partea de proprietăți, care ne permit să lucrăm pe un set de date propagat automat în toate planșele pe care le avem. Apoi ar fi partea de a lucra mai multe echipe pe același set, pe rețea. Este, spunem, un flux de lucru un pic diferit, dar este destul de bine documentat de către Autodesk și îl găsiți la ei pe site. Trebuie să creăm acele template-uri, atât pentru partea de planșă efectivă, cât și pentru setul de planșe. Și acest template se poate reutiliza la fiecare proiect în parte. Putem să creăm automat un publish, o arhivă a întregului set și putem să creăm un bloc de desene automat care se va actualiza odată ce se schimbă informațiile din acest set.
și puteți să renumărăm fiecare planșă fără a fi necesar deschiderea de semnelor. Acest rename and number o putem face direct din acest C-set. Sigur că informația se va actualiza în planșa în care o vom deschide, dar redenumirea în sine o putem face fără a deschide de semnele respective. Intenționez pentru webinarul viitor să extind un pic această gestionare de fișiere de sene din model prin prezentarea unui flux de lucru Volvo AutoCAD. Va fi probabil tot luna aceasta. Cer scuze pentru partea logistică, care n-a funcționat foarte bine astăzi. O să refac prima parte și o să o cuprind într-un video pe care o să publicăm ca de obicei pe YouTube și pe care vă vin trimite fiecăruia celor înregistrați la acest webinar. Încă o dată, dacă aveți întrebări, o să vă pot răspunde mai detaliat pe mail. Da, se poate schimba ribbon-ul, însă unele din comenzi nu o să le mai găsim pe partea vechi de AutoCAD. Se merge din ce în ce mai mult pe partea nouă. Notați-vă seama de mail, vă aștept dacă aveți întrebări pe la subiect, înainte sau după ce vă vom trimite înregistrarea, poate anumite lucruri să vă mai clarifica după această prezentare și va fi mai ușor să vă răspund pe partea de mail, că pot să vă trimit și de prin screen-uri, pot să vă trimit mai multe informații. Cum spuneam, este un modul pe care îl prezentăm destul de rar, pentru că pentru începători prea multe informații, iar pentru partea de 3D mai puțin relevant. Adică avem destul de multe informații și acolo pentru a cuprinde acest set. Sper că v-a fost de folos și vă aștept cu întrebări dacă aveți. Încă o dată mulțumesc foarte mult pentru răbdarea de astăzi. O rezolție frumoasă. La revedere!